Hai mă, baby, iartă-mă! Nu știu ce să zic, am nevoie de puțin spațiu să mă gândesc, hai, pa! Cel mai probabil este că o să-l iert, numai că vreau așa o perioadă să nu-l bag deloc în seamă, să-mi simtă lipsa, să ardă, să sufere și după perioada aia tot eu să-l bag în seamă ca o cochetă. După o perioadă. A, te cu suficient timp și a suferit destul, ia să ne băgăm în seamă cu nemernicul meu. Ia zi, pișpirelule, ți-a ajuns spațiu? Mă, eu încă țin la tine, dacă să te iert total, trebuie să mă scoți la o cină scumpă diseară. Hai. Elena? Elena, iubita ta, dar cine crede că e? Te faci ca nici nu știi cine mai sunt, ha? Elena, au trecut 10 ani de când am vorbit ultima oară, credeam că ai murit. Am un nimic nebunule, am zis să nu te bag în seamă o perioadă ca să-mi duci lipsa atât. Am soție, trei copii și un câine nebuno. Aaa, asta înseamnă că nu mă mai iubești? Tu? mă, poate chiar am exagerat de data asta. <tus> ne, nu știe el ce a pierdut și n-a avut răbdare, aia era.